se blochează străzile. Efectiv, se blochează toate străzile pe stânga și pe dreapta poliției, așa cum n-am mai văzut. Trebuie mă că filmărică. Filmărică, da. Dacă nu, live. Filmă și pot. Aici e atât de vreme față, nu știu dacă lasă să trece. Gardurile de care vorbeam. Le lăsăm momentan să trecem. Bine i-ați venit! Thank you.
Zboară faliță, da? Awesome.
Sus aquí.
am să se concentreze pe Domnule!
Ha 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 ha!
Da, cred că până la ora 1, ora anunțată de organizator, cred că se va putea. Teamă, teamă! Yes? Teamă! Iată că acolo vine un grup foarte compact. Romania! Yes, Romania!
diamantă. Thank you. Da. Thank you. Oh shit! Yeah. Hello guys! Fuck vaccination! Yeah. Fuck vaccination! Yes! Dar,
bine. Oamenii încep să scandeze. Cred că vom avea loc în piața de care vă Oh,
Libertate până la urmă. Bineînțeles, da. Rămâneți în continuare în Belgia, da? Da, da, bineînțeles. Ok. Cam asta e pe acolo. Bine, te salut și ne bucurăm că ne-am întâlnit. Sigur, ciao, salut. Da, ați văzut români în Belgia? Poate să... Thank you.
și 2 ore de fol. Așa, și cum îl cheamă pe băiatul care e cu noi? Pe băiatul care e cu noi, cum îl cheamă? Dumitru și mai punca, să preia și noi. De ucă. Get up!
Yeah.
Romania.
e periculos acolo. Sunt cabluri de înaltă tensiune.
Don't panic. Go easily. Don't panic because of the protest. Thank you so much for coming, people. It was a party, and we will remember for what it is, a party. And let them try to do whatever they want to do. They will not get us down. We got 500,000 here. We will get 2 million next time. And we will do it all over Europe. Guys, I don't fucking care what these guys are doing. I came from Portugal, from yesterday, from the worldwide demonstration rally for freedom. I'm the Portuguese activist. I'm a mother of five, grandmother of other five. And so I'm fighting for my family, I'm fighting for freedom and human rights, and I'm here, and I'm going to speak. Fuck you, dictators! Portugal is on the fight. It's a lie that we are asleep. It's not true. The Portuguese resistance is on the street. So that's why a small Portuguese woman, mother and grandmother, is here today in Brussels for freedom, human rights, against dictatorship, and against inoculation of the innocents. The cowardness of the adults cannot kill the children. That's why we must fight freedom! So, officially we cannot continue with speeches. But we cannot order any one of you to go home because we are not your bosses. We will have music here, and the rest of the day is...
Priviți ce se întâmplă. Orice de ordine atacă protestatari. Nu, mersi. Manifestanților sunt infiltrați, sunt foarte mulți îmbrăcați în negru și mascați în mod negru, dar de grupare. Negro așa. Mare parte de vieță.
Dacă vorbeam mai devreme de faptul că nu se începuseră violențele, de fapt, presa noastră a primit așa o veste. Thank you.
forțele de ordine înaintează. Thank you.
să se întâmple. Asta ați lăsat să se întâmple. Să vă domine o mână de deterni, să vă bată, să vă gazeze, să vă... Ia uitați și acolo. Ia uitați și acolo. Ne-au lăcrimat și nouă ochii, nu mai putem. Thank you.
permiteți unei dictaturi mondiale să vă calce în picioare, să vă stropească cu apă, să vă bată, să vă ia dreptul la, la protesta? Special, un pic mai în spate, pentru a provoca protestatarii să vină mai în față. Și acolo vedeți personajul care pare la ei să, să conducă unitățile. Ce? Îi bagă pe acolo, vedeți și noi acolo, vii? Yes. Let's. Oh, my God.
uitați-vă, să avem, să avem că avem. De Italia? România? Ela România! Freedom! Tout le peuple ensemble, tout le peuple! Tous les gouvernements, c'est de la merde! Thank you very much! Ostilitățile în sensul că poliția a încetat să mai atace, dar pot să spun că au golit 300 din piață, cred că 20-25% dacă mai sunt. Au plecat, se pare, să-și încarce tururile cu apă, au lăsat alte mașini aici și momentan filmăm, dar nu vă putem transmite prin niciun mijloc. Nu funcționează decât telefonia, dar rețelele de internet nu vor să meargă deloc. Poate ale presei mainstream. Am văzut câteva publicații de data asta. Știți că la început am spus că nu i-am văzut. Acum din Franța și din Italia câteva publicații care filmau doar din spatele forțelor de ordine, scoțând în evidență faptul că anumite petarde funigene lacrimogene pe care le aruncau forțele de ordine în mulțime, evidența protestatorii le aruncau înapoi. Dar filmat din acea parte se vedea ca și când protestatarii ar fi de vină. La momentul de față se pregătesc să intervină din nou forțele de ordine. Se pare că au și ele un comandant în civil cu un fular foarte lung. O să vi-l arătăm când ajungem acasă. Avem filmările integrale a toată nebunia ce s-a întâmplat aici. Și cred că este o pildă pe care oamenii trebuie să o gândească, să o înțeleagă, să o rumece bine, pentru că iată că ce se întâmplă în momentele în care dăm putere unei mâini de oameni să ne ude, să ne gazeze, să ne omoare, să ne vaccineze. Nu credeam că astăzi se va întâmpla așa ceva, în sensul că nu credeam că forțele de ordine vor interveni, dar iată că au intervenit. Chiar în momentul ăsta avansează câțiva metri, sfidător și provocator, așa ca cumva câteva elemente din protestatari să riposteze. Eu nu vă aud, nu știu dacă voi m-ați auzit,